Bine ați venit la partea a doua a videoului cu cățelușul de Halloween. În partea aceasta o să șterg doar liniile de presus și o să începem să colorăm. Puteți să vă pregătiți ce doriți voi, ce culori aveți, ce culori doriți, ce vă place mai mult să folosiți. Țineți minte ce facem acum. Ștergem, curățăm radiera pe o bucată de foaie curată și ștergem ce nu ne trebuie, da? Așa. Aproximativ. Bun. Puteți alegeți culoarea câinelui, ce culoare doriți voi. Câinele la care mă uit eu este așa blonduț. Deci o să folosesc puțin bej foarte deschis și puțin galben. Dar cred că putem începe cu fundița pe care o să o fac roz. Dar voi alegeți ce culoare doriți. Și țineți minte cu acorela. Putem să folosim diferite tonalități la aceeași culoare. O să revenim cu niște accente sau umbre. Și fiți cât de creativ doriți. Dacă vreți să desenați bulinuțe aici, ce doriți voi? Niște linii, niște bulini. Ce doriți? Uite, o să fac așa niște linii aproximative, însă nu e neapărat să fie la fel, da? Așa. Domnul Dovleac, o să fie oranj. Eu acum o să colorez tot într-o culoare și după aceea o să fac un negru deasupra unde îmi trebuie mie. Deci, portocaliu. Cel mai simplu e așa. Colorăm totul și după aceea facem cu negru. Și mai puneți și un galben și puțin roșu, să fie așa niște pete de culoare, să nu fie totul la fel. Așa, niște, stați că aici e puțin prea întunecat. Ei, putem să punem aici, în schimb. Așa, și aici. Vedeți, dacă e prea întunecat, am luat doar cu apă curată și am șters puțin. Dar mai punem puțin de oranj, portocaliu, adică. Ca umbre, așa, da? Bun. Țineți minte că asta nici măcar nu-i dovleac adevărat, ce e o căldărușă. Dar e mai frumos când are umbre, lumini și așa mai departe. Acum cățelușul o să-l facem foarte, foarte pufos. Are blăniță așa destul de lungă. Și creăm așa puțin efect de blăniță la urechi. Aici șterg puțin, ca să fie mai puțin accentuat. Asta e un fel de galben închis sau un ocru deschis, dacă aveți. Și o să vin și aici. Dar foarte pal, foarte pal, pentru că este un câine, un labrador, blonduț. Și practic are și pete albe de culoare, însă și un fel de ocru din asta blond. Aici, zona asta o lăsați albă. Pe urmă o să lucrăm la detalii. Aici așa. Deci vedeți cum pensula mea e așa. Da? Dar dacă nu aveți pensula asta, nu-i nimic. Dar eu o folosesc așa ca să-i fac blana. Vedeți? Blană, blană. Ieșim din liniile făcute cu creion. Nu ne mai interesează liniile cele. Acum facem blană. Aici, de fapt, putem doar puțin să facem liniile astea. Și doar puțin aici, sub nasuc. Și la gură, așa, le facem. În rest, blana, blana, blana.
Blana. Dar v-am zis că blana asta e mai mult așa ca un fir de păr lung. Și puteți mergeți chiar puțin de roșu închis sau portocaliu și puțin cafeniu. Tot așa, mai în special în zona asta pentru că este umbre. Dar voi folosiți ce aveți, da? Deci aici folosesc puțin de cafeniu. Dacă sunt cu cafeniu, haideți să-i fac și nasul. Tot cafeniu și înăuntru la cură. Și liniile astea puțin. Așa. Ei, haideți și ochii să așa puțin. Și ce să mai facem? Și liniile astea o să le facem negru pe urmă. Dar le-am făcut așa, provizoriu. Blana, 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 blana. Aici puteți să mai veniți puțin să faceți așa un accent. Și ne jucăm la fel cu lăbuțele. Să punem puțin mai mult galben. Dar nu pictăm tot, pentru că v-am zis că are și fire care sunt foarte deschise, aproape de alb chiar. Dar trebuie să-l facem pe fus. Deci putem să-i facem așa. Mai scurt, jucați-vă voi cum credeți mai bine. Haideți să revenim acum puțin la fundiță. O să-i fac niște accente așa. Niște umbre. După aceea o să merg cu carioca și o să conturez tot. Și ia să vedem s-a uscat în picioare. Cât de cât este uscat, așa că pot să merg cu un negru cu culoare neagră, am vrut să zic. Și să conturez. Iată ochii. Nu trebuie să fii cercul perfect, da? Eu tot timpul vă zic, în videourile mele nu caut să fie perfect. Caut să fie interesant pentru voi, în primul rând. Și învățăm toți împreună. Și eu învăț cu voi și voi învățați cu mine. Pentru că eu nu am mai desenat cățeluși de Halloween înainte. Așa cum este prima dată și pentru mine. Așa că nu vă faceți griji dacă nu iese deodată prima dată. Sau dacă trebuie să corectați de mai multe ori. Nu vă faceți griji. Așa. Încă ceva, dacă eu mă grăbesc aici, voi nu trebuie să vă grăbiți. Puneți pauză. Unicul motiv pentru care eu mă grăbesc este ca să-l pun cât mai repede pe YouTube pentru voi. Dar voi faceți în timpul vostru, puneți pauză la video. Faceți cum reușiți, da? Așa. Murdăriți puțin pagina, nu ne șterge. Așa. O să încerc să fac aici puțin, dar este puțin umed. Dar putem să venim cu umbră. Vedeți că deja se vede mai bine că nu este de aceeași culoare totul, ci are puțin umbră. Și putem chiar să venim tot așa cu o culoare puțin mai închisă și să facem chiar liniile cele de la dovleac. Puțin așa. Nu tare mult. Vedeți că abia palele le-am făcut.
Așa. Mergem cu un cafeniu puțin mai închis să corectăm ochii. Și boticul. Deci așa. Sus rămâne mai deschis. Putem să facem conturul. Dedesubt vine mai închis, așa. Sau o să pot puțin nara asta. Ce putem să facem? Îl lăsăm așa. Și tot cu un cafeniu mai închis. Dăm iarăși, sau chiar cu un negru. Nu într-un gri, pentru că este întuneric și nu se vede. Și aici așa putem. Țineți minte, am zis că benzile astea le facem cu negru. Dar nu este neapărat. Dacă vreți voi ele să fie roz, puteți să le faceți roz. Așa. Asta este puțin ud și deci o să murdărească puțin, dar nu nimic. Bun. Ce facem acum? În mod normal, trebuie să așteptați mai mult să se usuce. Așa că așteptați, nu faceți ca mine. Dar eu vreau să fac acum conturul cu o carioca. Dar nu este neapărat, numai dacă vreți voi să faceți și cu conturul, eu o fac ca să vedeți voi mai bine. Așa. Aici putem să desenăm mai mult așa. Blăniță, blăniță, blăniță. Vedeți că deja se vede mai bine. Mai frumos. Așa, plăniță. Coada, frumoasă. Vedeți cum trag eu liniile așa. Aici era plana puțin mai domoală. Aici e lăbuța din spate și încă una, iarăși plană. Aici tot vine și o bucățică. Mi-am adus aminte de câine că mai are cu degetel așa. Ta-ta-da! Scuturăm puțin și aici. Aici are niște gene. Și ce mai are câinile astea? A, da. Are o căldărușă. Care trebuie conturată și ea. Ta-ta-da! Și cățelușul este gata. Puteți să faceți aici niște buline dacă vreți. În ce culoare vreți. Fiți creativi, da? Iată. Și dacă vreți să vedeți și celălalt video pe care l-am făcut cu o pisică și cu dovleacul. Dar restul este cu cățeluș. Vă doresc un Halloween cât mai frumos, numai bine și distrați-vă cu picturile.